Bună dimineața, tu de aici din Albania. Astăzi ne pregătim de plecare către aeroport, însă după ce vom servi un mic dejun delicios făcut de doamna care este româncă, Cristina se numește, o să stăm de vorbă și cu ea și cu proprietarul acestui hotel minunat să ne spună cum este viața aici în Tirana, Albania. Așa cum v-am promis, Cristina este alături de noi, Beni, proprietarul, Elisan, fiul, ok. O să ne spună câteva cuvinte, cum au făcut acest business și despre ce este vorba. Ok, Beni? Eu sunt domnul Chirpanescu, gimnazist din România. Eu sunt doar de pres în mier. Sunt foarte mulțumiți că pentru lumea care vine aici, care ne vizitează, este o afacere de familie. Ne ocupăm noi personal, eu pur și simplu doar muncesc aici. El este patronul, el e băiatul la patron. Sunt căsătorit aici, am... Acum fac 13 ani de zile de când sunt căsătorită cu un albanez. Wow! Da. Aveți copii? Da, am 2 copii. Am 2 băieți, unul de 6 și unul de 10 ani. Ei sunt vecinii mei. Eu venim, băm cafea dimineața aici. Așa am început să muncesc la ei. Ah, super! Vreau să muncesc și eu am zis da pentru că stau aproape de casă. După în Albania. Dar acum e o destinație turistică. Este o destinație foarte turistică. Acum 13 ani n-am venit eu, nu. Acum vine foarte multă lume din toată Europa, de peste tot și din America au venit oameni. Și din români, mulți, foarte mulți români, vin și la noi. Dvi, tre vite de fundit, Shqipria tashmë shkyer në një destinacion shumë atraktiv për të gjithë Evropën. Ne do veçojmë në Rumania, Spanja, Deutschland, Itali, from everywhere. Ne kemi këtu mbi 30 vjet që operojmë në këtë fushë. Do të kemi një biznes familjar, pasi u kthyem nga Greqia. Në vitet 93-94, filluam të ndërtojmë të biznes, familjar dhe temi, prej vitesh, po punojmë në të njëjtën linjë, kemi pasur klientë nga të gjithë shtetet, mendoj që do të vazhdojmë të shtrim akoma më shumë biznesin. Deci, cum v-am zis și eu mai înainte, are 2-3 ani când s-a început foarte multă mișcare cu oamenii din toată Europa. Au venit foarte mulți români, spanioli, germani, englezi, americani. Cum v-am mai zis și înainte, așa v-a zis și șeful meu, este o afacere familiară. Au deschis-o în 93-94, au început de foarte jos. 30 de ani. A început cu camere doar și după aceea încet. Câte camere aveți acum? Noi avem 12 camere. 12 camere, ok. Da. Acum, deci imaginați-vă că el a început cu o cameră. Am muncit în Grecia. De acolo ieșim noi de la Hotel Acropolis. De acolo și așa continuăm. Sperăm că o să fim mai bine și o să ne meargă și mai bine. Turiștii care sunt foarte mulțumiți și pe Bunchi mi-au scris foarte multe comentarii. Și să sperăm că totul o să fie ok. Cu siguranță, cu siguranță vom reveni aici. Și să punem și niște proprietăți. Pentru că noi doi suntem călători și cu siguranță vom reveni aici pentru că vrem să gustăm din tot ce înseamnă Tirana. Pentru că am fost cu copii acum și n-am putut să vizităm. Sunt multe chestii de vizitat. Și în toamnă o să revenim la voi și o să vă scriem. În ștator de vreapte. Welcome, jenit mirëpritur të gjithë rumunët, në veçanti theksoj rumunët, përke kemi të njëjtën traditë, janë të thjeshtë dhe pa teka, si të themi në gjuhën, në zhargonin popullor. Që mirë se të vini, gjithmonë të gjeni shërbimin. Kënaqësia është juaja dhe jona bashkë. Mendojmë që t'ju shërbejmë një vetë.
Izi, falinderit, miras. Vă așteptăm de nou, cum a zis și șeful, vă așteptăm de nou pentru că tradițiile românești cu tradițiile albaneze sunt aceleași tradiții, mâncarea este aproape la fel și noi, de exemplu, românii, ca și ei, suntem o populație foarte simplă și ei sunt persoane foarte simple și mă scuzați dacă am emoții pentru că foarte mult n-ai timp de ce, n-ai de ce, pentru că ne simțim, suntem ca între și prieteni. Și vă așteptăm, poate ospitalie. Vă mulțumesc frumos. Poate, aș vrea să-l întreb, scuză-mă că te-am întrebat, Flori, pe Beni, cum este viața aici? Adică cu bune, cu rele, cum decurge o viață în Tirana? Ka një zhvillim ekonomik. Niveli pagave është në rritje, standardi i jetesës natyrisht. Edhe po do të rritet. Kalon mirë, kush punon ka mundësi të jetojë. Ja, mundësi jam për ata që duan punën. Për ata që duan punën, do të thajë nuk ka vend. Deci, într-un cuvânt, e același lucru ca și la noi în România. Muncești, ai. Nu muncești, nu ai. Lucrurile sunt și scumpe și mai ieftine. Depinde de stilul de viață care vrei să ai. Sigur. Dacă vrei să ai un stil de viață bun, trebuie să muncești mai mult și... Categoric. Dacă nu, e la fel. Politicienii sunt precum la noi? Adică... La fel. Corupți? Për politikën nuk do të tasim, për shkak se ja kemi lënë politikat në dorë, e urojmë që ato ta bëjnë sa më mirë punën e tyre. Së sperëm që sunt niște politicieni në regulë, atât are de spus, doar atât. Vreau să mai zic ceva. Se întrevede ca în viitor Albania să fie parte din Uniunea Europeană? Mendo știi că do fut în Europa? Po, mendoj që duke pas parasyshe edhe themi politika që po bën shteti e gjitha këto masat edhe kushtet që po vendosë Europa, mendoj që të shpejti Shqipëria do jetë më afër Bashkimit Evropian. Jo se si jemi, po në organizmat përkase. Mendoj që jo shumë larg credem și noi, deja copiii, oricum copiii mei au și acte românești și pașaparte românești, sperăm totuși că o să intre în Europa pentru o viață mai bună și pentru ei, de exemplu, să poată circula liber în orice țară. E mai complicat, nu? E mai complicat, nu, dar ei au dreptul doar la 3 luni, cum aveam noi înainte să intrăm în Europa. Deci, doar atât. Dar sperăm că o să schimbe și sperăm că cât de curând o să intre. Același lucru sunt, sunt probleme, că noi tot am auzit chestii și așa mai departe, cu siguranță. Băieții răi albanezi? A, nu. Ca ne siște, fama chece și prită vrase. No, nu ca există... După prești un nei ras, nei... Shumë robin, ca ne frică, në gjithë botën, ndërsa mendoj që kush vjen në Shqipëri është i sigurt, nuk kemi pas raste të tilla. Do të vish tu ta provosh edhe ta konstatosh nga afër se ka qenë një parë, si themi, nuk po gjetë dot fjalën, por është shumë qartë. Cam toate țările, ca și în România, sunt micile bănzi. Sunt la noi. Deci nu e nimic ca ceva. Okay. Copii nu e ceva generalizat. Care să... Nu. Okay. A fost acum ani de zile când am fost, dar nu. Cum sunt clanurile la noi? Păi nu. A, exact, da. Cum le spunem noi, râdem între ghilimele românilor ăia mai, care ziceți voi mai răi, mai așa, răi. Bombardieri, știi? Sunt și aici, dar fiecare stă în locul lui, deci nu e nicio problemă foarte mare. Deci nu am niciun motiv să nu veniți în Albania, asta e de domeniul trecutului și chiar e o destinație.
destinație foarte interesantă și foarte autentică. De asta am fi și mai ales dacă intră în Uniunea Europeană, pentru că e țară foarte autentică și puțin turistică. Pentru noi e ok. Mai ales vă invităm, dragilor, dacă vizitați Albania, să veniți în Tirana, pentru că majoritatea românilor nu vin în Tirana, o exclud, pentru că e doar capitala. Au auzit că este periculoasă. Nu este absolut deloc periculoasă. Beni este un tip super prietenos. De fapt, toți albanezii sunt super prietenoși și veniți în hotelul său, pentru că o să fiți serviți ca la carte și o să vă simțiți ca între prieteni. Hotel Acropolis. Pune și linkul în descriere și le mulțumim pentru ospitalitate. Mulțumim, la revedere și sperăm să ne vedem. Sigur, cu siguranță vom reveni. Toate cele bune. Thank you. Falem de el. Ienes mir pritur.